Salutare odată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale alături de bunul meu prieten Rafael aici de față. O să jucăm câteva meciuri în 4000, am mai jucat eu unul astăzi, am jucat unul, l-am pierdut, uite ce deck avea canceros. Și am jucat încă unul tot cu giganți, uite la giganți ăștia, la Rafael, îți plac? Sau la barbarii ăștia frumoși. Ok, haideți să începem și noi, vom deschide prima oară niște chesturi, o să punem pauză aici la video, o să deschidem niște draft chesturi. Băieți, am revenit cu chest opening-ul propriu zis, deci suntem pe contul meu Xlader, vedeți și voi acolo, n-am mai stat eu să decupez așa de bine, deci haideți să vedem și noi ce mi-a picat mie din draft chest, deci ce s-a picat la fel de draft chest. Deci avem, avem challenger 1, hai să dăm și noi open la draft chest, Rafael, să vedem ce pică. Avem așa, ce crezi că aleg? Cancer, am ales cancerul. De aici mai bine aleg scheletonic. Scheletonic, nu. Mortarul, am ales bine, Rafaele. Hai să vedem. Aici aleg flacăra, bineînțeles. Și îmi dă și legendarea, nu? După ce am stat la tasă, mă chinui să ajung la 4000, mi-a dat și legendarea pe în gură. Am luat niște peci, foarte frumos. Am mai deschis și niște chest-uri după aici, free chest. Și am mai deschis și asta rage, așa, poate pică legendară cu ultima speranță în inimă. Dar nu mi-a picat nicio legendară. Nu înțeleg de ce tot îmi bagă cartea aia pe gât, Rafaele. Nu știu. Mașinuța aia cu Alice. Flying Machine. Mi-o bagă peste tot pe gât. Nu știu. Ok, nu hai mai să trecem la următorul chest opening. Ok, băieți, o să vin cu cel mai tare chest poate de pe canalul meu. Băiatul ăsta, RW3, a fost locul 1 în România, Rafaele, la un moment dat. Și mi-a dat mie contul să deschid. A zis, bă, ia și să deschizi. Dar sunt mai mulți owner la contul ăsta, habar n-am câți oameni, 4-5 oameni care tot bagă bani în el. După cum vezi, e level 13, Rafaele, n-am mai intrat niciodată pe un cont de level 13, tu ai mai intrat? Hai nu, să vedem. Așa trebuie să arate contul tău aici. Așa trebuie să arate contul meu, e din, 800, e din România Warlords, are 4600 și de la 5800. Hai să vedem și noi cel mai tare draft chest de pe canalul meu. Bani, că ăla pe care l-ai deschis prima dată. Ultimate, dar ăsta e unul dintre cele mai tare opening-uri. Hai mai ales deschide și lasă vrăjeala. Ce ne dă? 1300 gold. Așa. Ce să aleg de aici care l-a maxat? Ăsta e la umplutură că sunt 10 cărți comune, e useless. Maxate, am ales barbare. Hai să vedem ce să aleg, cred că are câte sunt mă maxate aici? Toate maxate, Rafael, stai liniște. Nu ești măcar una de level 13 și ăsta are tot maxat. Na, și până și ăla l-are maxat. Ce să aleg, Rafael? Uite, na. Stai că n-avea ai spiritul. Stai că îl maxez eu acum. Wow. Avea 100? Uite, două legendare. Era deja 13, că nu e fără. Mamă, ce să-i aleg de aici? Betaremu. Stai că n-avea Betaremu maxat, Rafaele. Pe cum ce să-i aleg? Gata, mă. El maxează. Hai că maxează, mă. Fii atent, că maxează și legendare. Nu, nu, fii atent. Ce să-i aleg de aici? Ce să-i să-i duc legendara aia la level 4. Fii atent, el deja să-i plinește. Foarte simplu și ce, îi dă din freeze și îi dă 40.000 gold. Fii atent. Bune. Îți dă binișor la... Fii atent și m-am uitat așa ca să văd și eu pe contul lui, am mai deschis cuferile astea. Să vedem, poate e măzluit contul, Rafaele. Bune. M-am uitat la... Uite ce are. Hog de level maxim, flacără de level maxim, roșu, roșu tot. Ce cont e mă ăsta, Rafaele? De ce n-ai așa, Maris? Iată, maxim, maxim, maxim. Și mai are 6300 de gemuri, ca pe minune. Hai să vedem, mai deschidem și un free chest. Poate mă minunesc că e level 13 și trebuie să fie măzduit contul, Rafael. E nici împreună n-avea alt. Uite, are un challenge, are un grand challenge de 12. Fii atent, grand challenge de 12. Făcut cu 12-2, bravo lui. Hai să vedem. Stai că stau pe gânduri cam mult, Rafael. Ce faci, mă, te-ai blocat, ce ai? Mamă, 22.000 gold. Ce spui, nu-i trebuie nicio carte din chestul ăsta. Toate sunt maxate. La ce le mai deschide, nu știu. Nouă legendară. Nouă pică legendară, la 12 winner. Succes. La 12 winner, succes, Rafaele. Și nici de aici. Bine că are tot. Are toate cărțile, de la cap la coadă. N-am mai pomenit așa ceva. Vezi, mă, că au și românii conturi. Au, Rafaele. M-am uitat și pe top să vedem, nu știu la ce m-am uitat. M-am uitat, am vrut să mă uit dacă are rank-uri, dar nu prea văd rank-uri aici, cred că a jucat la challenge, nu? Uite că e aia, săpiuța. E grand challenge ăla. Nu mai grand challenge. Are 12. Bă, nu mai grand challenge, nu? E 12, că sunt... Cred că da. Ok, băieți, ăsta a fost chest opening-ul, hai să trecem și noi la meciuri, apăsați și voi butonul de like pentru băiatul ăsta de level 13, poate de vreo dată contul să încerc la 5.000 un meci, să vedem cum mă simt.
Dar mă fac aia cu skill. Care ai cărți, bă, Maxi? N-ai ce să zici. N-am ce să mai comentez atunci. Chiar n-am ce să mai zic. Hai să trecem și la contul meu. De ce poftim? Cum vrei să trec eu dacă nu bag bani? Nu mă să mai bag niciun ban. Bă, nu-ți dau mai niciun ban, mă. Nimic nu-ți mai dau. Niciun ban nu mai vedeți la mine. Niciun ban nu mai dau, Rafaele. Hai, mă, bine ai venit. Un level 13 n-aveți? Bă, un level 13 n-am ăștia, Rafaele, pentru mine. Nu. Chiar aș vrea un level 13. Să vedem. Mai poate da atâta? Mai mult? Hai, level 13 mai vrei? Holy fucking shit. Haolele. Să vezi că te pune în spate la aia și o vrăjitoare și... Bine că pusă căcatul ăla, așa nu-i bun de nimic. După opinia mea. E! Bă, ia mă să-l, chiar vreau să-l văd acum. Bă, chiar vreau să-l văd. Dacă el se scoală de aici, nu mai mă joc jocul ăsta, niciodată. De ce nu interesează turnul? Ia fii atent aici. Nu spune că e prea deștept încât să se apere. Nu spune că e prea deștept, Rafaele. Ia stai puțin, că am întâlnit ceva senzațional aici. Senzațional? Ești tu ca de noți? Ia. E, bă, dă-o dracu, și nici bomba n-ajunge. Aoleo, băi! Level 12 bătut? Băi, nu, Rafaele! Eu vreau să-ți dea level 13, Marius. Wow, un level... Mă mir câte win-uri are. Level 12. Bă, totuși are cărză 12. Ăla, level... Ăsta e level 10 și are cărză 13. Mi-i explic, Rafaele, cum? Uite, bă, primire înapoi, să moară, mama lui Gigel. Legend, dar... Bă, fii atent, mi-a boostat 16 furnale, vezi? Sunt boostat, Rafaele, vezi? Știam eu. Mai boost. Lumea mi-a spus că sunt boostat, vezi? Știam eu că sunt boostat. Hai, bă, deschidem ăsta, fii atent. Oh, Royal GG chiar întrebe. În fiecare zi, Rafaele, mă trezesc de dimineață la 7 să cer cartea asta. Ia uite. Royal GG, să-l faci tu de 13. S-auzi și-o, du-du. Părți să-l ce vreau. Păi, pă bune, păi după ce că e pay to win, jocul mai îmi face și lag. Pă bune. Nu cade cartea când trebuie, iată. Ce e asta, pana mea? Ai văzut cum a făcut? Am văzut, dar ce să faci? Nu știu cum, dacă ai observat, mereu îmi face lag. Pă bune, e de la internet. Mergeam și aia pe Reddit. Păi după ce că e pay to win jocul, mai face și lag. Surge ca al Goblin, era supărat. Una. Așa, mă. Fix your fucking game. După ce că nu ne sponsorizează cu nimic, ce face? Ce fac aici, Rafael? E ca aia de pe tur, n-are chef aia să dea pe rahatul meu, dă pe tur, dă 1000 de lovituri. Oh, ai vrăjitor de 10, Rafaele? Nu. N-ai? Am nicio carte de la ala de 10, decât 9, ogul. Bă, n-ai, mă? Bă, ești tare, ești level 10, tu ai level 10? Na. Păi cum, Rafaele? N-ai tu cărți? Nu. Oh, stai că vrea să-mi dea 3 coroane, băiatul. Mai vrea și 3 coroane, a? Păi că poate, să vedem. Mamă, ce muncie electro ăla acolo. Pune bărbații, barbarii. Barbarii de tower, hai pune-i. Pune-i, mă. Vai mamă, jocul ăsta e broken, 100%.
Hai mă, pleacă, Daci. Hai mă, lasă-ne, serios. Nu voi fi atât de prost eu încât să fiu bustat ca tine. Hai să te văd. Băi, super fel! Hopa! Pune barbarii la mijloc. Hai, pleacă caz de aici, lasă-ne cu talentele tale de vedetă. Los Immaculados, Immaculados. Vrăjitor de 10, de ce nu reușește mă cu vrăjitor de 10? Par. O emoție de aia mai porno, nu există o înjurătură ceva. Tare aș vrea să le dau. Ah, ok. Am schimbat deck-ul și a pus și el Mega Knight. De puțin că alea nu mor. Hai să vedem, Rafaele. Hai, Fireball, rachetă, miner. Mamă, tot toate. Uite de știu când m-a taxat, să văd când taxez eu acum. Lasă-mă, hai, dă-i. Iar mă. Hai mă. Hai să vezi de unde scoate un Inferno Dragon acum, că stare curios. Tare curios sunt de unde scoate un Inferno Dragon acum. E, pă dracu! Ia beleaua, bă! Că nu mai știe. Bă, pune-mă Mega Knight-ul. Na, Rafaele. Na, belea. Să strânsere multe unități acolo, iată bă. Hepa. Ia bă că pune bandita. Oh my god, bă. Și n-ai bă. Ce n-ai mă? Băi, ți-am jucat de peste o oră și nu reușesc să trec, cel puțin acum nu să mai încerc, pentru că băieții care au MMR mult încearcă și ei să avanseze și am văzut jucători la 4500 Rafaele care se chinuiau să treacă și să băteau cu mine. Aici deocamdată nu vedeți pentru că am scăzut destul de mult, dar sunt jucători care au 4500. Ăsta nu a avut niciodată, Rafaele. Cum să bătă ăsta cu mine dacă el nu fă în arena niciodată? Ok, și sunt jucători la 4100, am avut un jucător și la 4500, încerca să bată cu mine, deci o să încheiem aici și o să mai încerc eu să pușez în altă zi, n-are niciun rost acum să mă bat eu cu toți oamenii care au 11.000 de win-uri. Cam atât și cu acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, la revedere!